Și miercuri anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, ne vom bucura de soare pe cer, cu toate acestea valorile termice vor continua să scadă. Astfel, mai spun sinopticienii, miercuri cerul va fi în cea mai mare parte a zilei parțial senin, totuși noaptea și dimineața va mai persista ceața densă. Atât minima cât și maxima vor cobori simțitor în raport cu valorile termice care s-au înregistrat în ultimele zile, vântul va bate slab și moderat. În aceste condiții, la nord maxima va urca până la plus 2 grade Celsius, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 3 grade Celsius, iar în partea de sud a țării în jurul valorii de plus 4 grade Celsius. Noaptea minimă va oscila între minus 6 și minus 1 grad Celsius, totuși în următoarele zile valorile termice resimțite atât ziua cât și noaptea vor avea din nou o tendință de încălzire, urmând să fie mai ridicate decât cele normale pentru jumătatea lunii decembrie. De asemenea, și pe cer vor reapărea nori groși care vor aduce alte precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și chiar ninsoare. Totodată și ceața, respectiv poleiul, ne vor da bătăi de cap. Vântul va bate moderat cu posibile intensificări potrivit datelor actualizate ale Serviciului Hidrometeorologic.